Taxa auto va putea fi recuperată printr-o cerere la ANAF fără a mai fi nevoie de o acțiune în instanța solicitanților. Și inclusiv cei care au procese pe rol pot renunța la ele pentru a recupera banii pe cale administrativă, potrivit unei ordonanțe adoptate miercuri de guvern. Persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia pe calea administrativă, fără a mai avea nevoie să deschidă acțiunea în instanță potrivit legii. Persoanele aflate în această situație pot solicita restituirea taxei prin cerere adresată organului fiscal. Cererile se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere. Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termen legal, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare.